Prima linie de cale ferată din România actuală se află în județul Caraș-Severin, satul Baziaș. La 20 august s-au împlinit 170 de ani de la prima călătorie cu trenul pe această linie. Cu această ocazie, oficialitățile județene au avut parte de câteva prezentări de la cercetătorii și istoricii prezenți, care au redat nu doar povestea de ansamblu a liniei de cale ferată, ci și multe dintre anecdotele care completează istoria. Am felicitat-o pe doamna primar Olga Ghiță pentru organizarea acestui eveniment la ceas aniversar, dar și pentru lucrurile foarte bune pe care le face pentru comunitatea pe care o păstorește. I-am și spus că socolenii sunt foarte norocoși să aibă o veritabilă doamnă de fier în fruntea comunei pentru încă un mandat. M-am bucurat să-l revăd pe primarul Oraviței, Costel Ursu. De altfel, dacă este un lucru pe care îl consider dădător de speranță, acela ține de coeziunea și unitatea aleșilor locali din zonă. La momentul aniversar au venit și primarul din Naidăș, Marius Pohanca, primarul de la Berzasca, Petru Furdui, și primarul din Pojejena, Mira Radovancovici. Am discutat puțin și despre ce avem de făcut împreună după preluarea în toamna mandatelor. Transmite Silviu Hurduzeu, președintele ales al Consiliului Județean Caraș-Severin. La eveniment a participat și prefectul de Caraș, Ioan Dragomir, care a arătat mereu deschidere pentru astfel de proiecte care pun în valoare istoria Carașului.